Priviți-vă rog cu mare atenție imaginile următoare. Sunt filmate într-o zi de duminică, atunci când, de obicei, în România, oamenii merg la biserică. Puneți-vă întrebarea ce anume lipsește tuturor celor pe care îi vedeți intrând în biserică. Nu ne referim aici la îmbrăcăminte, sunt mulți oameni care se îmbracă modest și trebuie aprecia lucrul acesta, țin cont de faptul că merg să se închine. Nu toți, e adevărat, și veți vedea în imagini, dar putem spune că cei mai mulți oameni manifestă respect față de un loc de închinare și trebuie aprecia lucrul acesta. Creștinismul are o carte de căpătâi care se numește Biblia. Nici unul dintre oamenii pe care veți vedea aici în imagine nu are la el o Biblie. Nu merge cu Biblia la biserică. Fie că ar ține-o în mână, fie că ar avea-o într-o geantă, nu veți vedea pe nimeni având Biblia în mână. Lucrul acesta nu este normal Într-o țară creștină, și într-o biserică care se numește creștină. Biblia ar trebui să fie o carte pe care oamenii să o ia cu ei cu bucurie, pentru că este singura carte care poate oferi lumină, și din care s-au inspirat și alți scriitori care au scris diverse cărți religioase. Biblia, practic, este o busolă a creștinului acel far care îl ajută să nu naufrageze într-un întuneric moral în care trăim acum cu toții Biblia este cu adevărat o lumină sunt foarte frumoase cuvintele pe care le spunea mai de mult psalmistul David în psalmul 119 Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea în felul acesta era privită Biblia, de către oamenii credincioși. Biblia era privită ca fiind o lumină, o candelă, nu ca fiind orice fel de carte și, în niciun caz, o carte de care te-ai putea dispensa, pe care să nu o ai cu tine, la care să te raportezi în permanență. În momentul în care Apostolul Pavel, de exemplu, a mers în diverse cetăți și a predicat iudeilor, Ni se spune în capitolul 17, când a ajuns într-o cetate din Grecia de astăzi, pe nume Berea, atunci parte din Imperiul Roman, a predicat în sinagogă evreilor iar cei de acolo ni se spune că erau niște oameni deosebiți față de cei din alte cetăți, pentru că au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. Așadar, acești oameni din Berea au dorit să verifice dacă Apostolul Pavel le oferea o învățătură sănătoasă. Iar lucrul acesta este foarte important, pentru că Biblia este acel dreptar prin care putem testa tot ceea ce ni se spune. Este foarte important să deschidem această carte, să o studiem, pentru că altfel cum ne putem aștepta noi ca și țară să ne deșteptăm, să ne trezim, să fim mai buni, dacă ignorăm exact acea carte care ne dă lumină, exact acea carte care ne dă înțelepciune care ne apropie de Dumnezeu și ne explică ce înseamnă să fii bun creștin, ascultător de poruncile lui Dumnezeu. Creștinismul este o religie a Bibliei, oameni buni. Nu este o religie a, știu eu, fac ce vreau, sau a unor practici inventate după ureche. Fără Biblie nu poți să fii creștin. Nu poți să urmezi exemplul apostolilor pe care îl pretinzi că dorești să-l urmezi. Biblia este o carte vitală pentru viața unui creștin, iar atunci când mergi într-un loc de închinare, ar trebui să ai cu tine Biblia pentru a verifica dacă ceea ce se întâmplă acolo, dacă ceea ce ți se spune, este conform Bibliei, așa cum făceau creștinii din Berea. Apostolul Pavel îl îndemna, de exemplu, pe un tânăr creștin pe nume Tit să vorbească lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. E foarte importantă învățătura sănătoasă. De ce? Pentru că o învățătură greșită ne conduce la fapte greșite. Faptele greșite vor forma obiceiuri greșite. Iar obiceiurile greșite vor forma caractere strâmbe. Și în felul acesta omul își pierde mântuirea. Pentru că oamenii vor fi mântuiți pe baza caracterului pe care și le-au format. Nu poți să fii creștin mergând la voia întâmplării, făcând lucrurile după ureche. Ai nevoie de un dreptar. Trebuie să te raportezi la, la Biblie, la Cuvântul lui Dumnezeu, care, așa cum am spus mai devreme, este o lumină, este o candelă. Dacă nu ai această lumină, umbli în întuneric și te rătăcești. În momentul în care un tânăr pe nume Timotei a devenit creștin și Pavel a avut o colaborare foarte frumoasă cu acest tânăr. La un moment dat, Pavel îi scrie două epistole. În a doua epistole pe care o scrie lui Timotei, Pavel apreciază faptul că din copilărie îi spune, tu din copilărie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care aduce la mântuire, prin credința în Hristos Isus. Și observați cum accentuează Pavel importanța Bibliei. Apreciază faptul că acest tânăr Timotei cunoștea Biblia de când era copil. Păi dacă oamenii merg la biserică fără Biblie și nu se raportează la Biblie, nu o deschid nici acasă, cum se poate spune și despre ei că ar cunoaște Sfintele Scripturi din copilărie, când ei nu le cunosc și măcar la maturitate, când nu se apropie să deschidă această carte adesea prăfuită din casele oamenilor? nici măcar la maturitate. Aceluiași Timotei apoi spune apostolul Pavel să propovăduiască, adică să predice, să învețe cuvântul, pentru că acest tânăr Timotei a ajuns apoi un învățător, care a vorbit și altor oameni. Este absolut anormal să mergi la biserică fără Biblie. Este absolut anormal să te raportezi la religia pe care o practici și pe care o susții uh, într-un absenteism total al Scripturii din viața ta, atât la biserică, dar mai ales în particular și acasă. Uh, nu este înțelept să-ți predai practic sufletul pentru a fi administrat și cârmuit de către alții, așa cum faci atunci când mergi la o biserică unde cei care țin slujbele spun, fac diverse lucruri fără ca tu să îi verifici dacă ei respectă Biblia. Ei fac după bunul lor plac, așa cum au fost învățați de unii sau de alții. Dar ei au nevoie, la rândul lor, de a fi verificați de către cei care vin acolo să se închine, așa cum făceau creștinii din Berea. ca să fim noi înși de luminați, trebuie să cercetăm această cea mai bună sursă de lumină pe care Dumnezeu a lăsat omenirii, Biblia. Pentru că în ea avem descoperită voia lui Dumnezeu, caracterul său, poruncile pe care le-a lăsat, porunci pe care le-au ascultat toți oamenii credincioși din istoria omenirii, acei patriarhi din vechime, profeții care au vorbit adesea și ale căror cuvinte au fost consemnate în Biblie, apostolii lui Hristos, toți aceștia s-au raportat la Biblie, au studiat-o cu foarte mare atenție, au predicat din ea și au aliniat viețile după această carte. Fără Biblie umbli în întuneric, poți să fii înșelat, poți să fii manipulat, dus pe căi greșite. Noi ar trebui să, să ne raportăm cu mare atenție la această carte, dacă dorim cu adevărat ca această țară, această națiune a României să... Să trezească din somnul pe care îl doarme. Așadar, ia Biblia cu tine la biserică. Nu-ți fie rușine să o ai cu tine, să vorbești din ea. Nu-ți fie rușine să îi întrebi pe cei care țin slujbele, de ce fac într-un fel sau altul, în ce măsură ei respectă sau nu Biblia. Iar celor care sunt acolo în față și țin slujbele, Apelul pe care Scriptura îl face este ca ei să predice Biblia, să lase incantațiile și tot felul de practici care nu au fost întâlnite la apostoli. Nu le veți vedea nici unde pomenite, scrise în Noul Testament. Biblia este însuflată de Dumnezeu. Folosiți-o oameni buni, predicați-o oamenilor. Vă încărcați cu o responsabilitate imensă atunci când oficiați diverse slujbe în fața mulțimilor. Spuneți-le oamenilor să o cerceteze, să nu stea departe de această carte sfântă. Nu vă supărați de asemenea dacă oamenii vă atrag atenția acolo unde nu o respectați. Pavel nu s-a supărat pe Bereni când era verificat, verificat de, de către aceștia cu ajutorul Bibliei. Trăim într-un timp al istoriei când există multă lumină, avem acces atât de mare la informație. Dar lumina cea mai mare și cea mai importantă o avem în Cuvântul lui Dumnezeu. Această carte nu conține lucruri perimate, nu conține adevăruri neesențiale sau nerelevante pentru timpul în care trăim. Așadar, să nu ne fie rușine să ne raportăm la această carte, să o luăm cu noi. Să îi îndemnăm și pe alții să facă la fel și să ne sfătuim, să ne îndemnăm unii pe alții să facem binele, să ne apropiem de Dumnezeu, să îi cerem să ne lumineze mintea și viața pentru ca încet, încet să se producă o schimbare în viețile fie, fiecăruia dintre noi și în cele din urmă, în momentul în care istoria acestui pământ se va încheia să putem concluziona că nu am trăit degeaba, că nu am fost înșelați și manipulați, că am umblat în lumina acestui cuvânt al lui Dumnezeu, care ne-a dus bucurie, ne-a dus îndreptare, ne-a dus o călăuzire a vieții și, la final de drum, viața veșnică. Bunul Dumnezeu să dea curaj fiecăruia să se apropie de acest cuvânt, să îi îndemne și pe alții să îl îndrăgească și să îl cunoască în profunzime, pentru că de acest cuvânt, de această lumină, atârnă mântuirea noastră a tuturor. Amin.